Neața, astăzi vom merge să vizităm locul unde mă refac eu, unde se refac campionii, la clinica privată a domnului dr. Roșan Vasile, Medisportline. Acum ne îndreptăm către clinică, către Medisportline, unde merg de 2-3 ori pe săptămână în funcție de cum mă resimt. Aparatura este de ultima generație. Nu știu dacă mai există vreo clinică care să ofere așa ceva sportivilor la noi din țară. Fără refacere, n-aș putut să continui. Am ajuns, mergem la etajul 1. Ziua! Bună, salut, bine ai aici. Vă faceți? Vă salut! Bine, bine ai aici. Salut! Ia un loc! Mulțumesc! Ia spune un pic, care e bubulica ta astăzi? Ce s-a întâmplat? Păi, cu ce să încep? Cam antrenamentare, încălzare și m-am întins un pic pe picior. Cu antrenament de forță sau ce? Da, da, da. Când s-a întâmplat acest lucru? Aseară. Aseară. Ok, hai să vedem ce se întâmplă acolo. De aseară până astăzi ai folosit ceva creme local sau ai pus rece, gheață? Nu, no, un pic duș cald. Doar dușul cald, ok. Ok. Așa, la prim consult, nu pare a fi nimic grav. Asta ar fi doar o contractură musculară. Dar pentru orice eventualitate să facem și o ecografie, să vedem dacă... Da? Da. Acum, păstrează un pic contracție musculară. Din fericire, nu avem nicio leziune musculară. Ce îmi recomandați acum o să fac? Ia un loc. O să facem astăzi un program de combinat în prima fază de fizioterapie, monocraterapie TECAR. Avem ca și prim gol să rezolvăm inflamația locală, partea de edem, să îmbunătățim vascularizația locală. Asta va fi doar prin terapie TECAR. Apoi vom lucra cu un aparat PowerPlate în sală, vom merge. Iar ultima procedură vom lucra vacuum intermitent, tocmai pentru a revasculariza toate zonele. Ok. O să mergem atunci să ne apucăm de toată treaba. Da? Ce lucrăm cu el? Călcum și pe pas, pantalonul jos. O să lucrăm TECAR pe coapsa stângă, pe biceps femoral. Avem ce să facem rezistiv, mai punem tei de susține pe biceps. Și apoi să meargă în sală la Cătălin, să treacă Cătălin pentru PowerPlate, bine? Ce durerea? Aici. Te simte, nu? Da. Este cald spre fierbinte? Exact. Mulțumesc, Amona. Cu plăcere. Chiar mă simt mai bine. Mă bucur. Acum o să mergem în sală la PowerPlate. Da? Ok? Sus, trebuie și schimbă. Ne întoarcem cu partea sus. Salut, Cătălin! Salut, Sabin! Cum te simți astăzi? Mai bine, bate clar, dar încerc să mai fac și un powerplay. Bineînțeles. Ideea acestui aparat este aceea că această platformă oscilantă emite un set de vibrații față, spate, sus, jos, stânga, dreapta. Putem face orice pe el, de la exerciții simple de mobilitate, tonus, forță și, în special, stabilitate. În cazul lui Sabin, el are o serie de leziuni musculare pe ischiogambieri. În fază incipientă, trebuie să întindem ischiogambierii ca să le redăm mobilitatea. Acum o să ne urcăm pe platformă, da, și o să executăm o serie de execuția este lentă. Necesare de la 4 până la 6 ședințe. Domnul dr. Vasile Oșan a stabilit totodată protocolul terapeutic. Este totul bine, Sabin? Da. Simt că am solicitat. Mulțumesc, Cătălin. Multă plăcere. Acum vom merge și în aripa destinată vacuumului. Acum o să facem un vacuum. Practic, aceasta este o tehnologie împrumutată din medicina spațială. Să punem un brâu la nivel abdominal. Acum, Sabin, o să te rog să iei tu un tub
un astronaut, nu? Exact, exact. Asta este conceptul. Vacuum Sport este un sistem de regenerare care preia o cantitate de sânge din trenul superior și îl trimite către trenul inferior. Se realizează un drenaj profund al țesuturilor, lucru care este benefic lui Sabin în momentul actual. Ședința durează 30 de minute în funcție de leziunile sportivului. În general sunt nevoia se face de la 4 până la 5 ședințe. Sabin, în curând o să ne apucăm și de treabă și de alte elemente. Te simți ca un astronaut? Da, e un pic ciudat, dar simt așa că deja sunt mult mai ușoare picioarele. Am terminat procedurile, mă simt mult mai bine. Sper să încep antrenamentele curând. Mulțumesc mult clinicii MediSportline, domnului dr. Roșan Vasile, fără de care n-aș putea să mă refac de repede, echipei, tuturor celor care s-au ocupat de mine și care au grijă de mine, vă mulțumesc mult și să ne vedem la antrenament cu bine.